Bună, Mihaela! Bună, Adriana! Văd că ți-ai pus ca imagine de background terasa de la Clubul Diplomaților, restaurantul diplomat. Așa este. Ne bucurăm de ridicarea restricțiilor, cel care intră în vigoare de mâine, cel puțin, și anume purtatul măștii în aer liber și circulația pe timp de noapte. Și de aceea ne pregătim intens pentru evenimentul nostru de pe 2 iunie, pentru că am schimbat data față de ce am anunțat săptămâna trecută, deci 2 iunie, la restaurant Diplomat, premiile brokerilor de asigurare. Da, chiar vreau să te rog să precizăm încă o dată data, pentru că este esențial. Deci să reținem. 2 iunie, restaurantul Diplomat. Exact, vă așteptăm. Ok. Ieri la emisiunea Zodia Asigurărilor, Cristian Roșu, vicepreședintele ASF, a anunțat câteva rezultate ale pieței asigurărilor. Hai să vorbim despre cum stă piața în trimestrul 1. Piața în trimestrul 1 stă foarte bine. Avem o creștere de 8,3%, deci o creștere semnificativă, care depășește chiar și creșterea înregistrată în trimestrul 1 din 2020, când eram în viața noastră normală, ca să zic așa. Ce este marcant pentru acest prim trimestru este o creștere spectaculoasă pe asigurările de viață, care au avansat cu peste 11%. Deci e foarte bine că românii conștientizează din ce în ce mai mult nevoia de protecție și se orientează spre aceste asigurări de viață. De asemenea, o creștere importantă este înregistrată și de asigurările generale, peste 7%, ceea ce am remarcat însă ca o surpriză neplăcută, să zicem, este doar o creștere marginală pe segmentul asigurărilor de sănătate, undeva sub 1%, dar cred că cel puțin în următoarele trimestre vom vedea creșteri importante și pe acest segment al asigurărilor de sănătate. Deci stăm bine. Sau piața asigurărilor stă bine, Avut înțeleg. un trimestru bun. Ok, și înțeleg că piața de brokeraj a avut de asemenea un an bun, prin urmare avem ce premia. În piața asigurărilor avem câteva femei în poziții de top management. Noi, ca femei, desigur ne mândrim cu asta. Am văzut recent un studiu care arată că în România ponderea femeilor în poziții de top management este de 32%, cea mai înaltă din Uniunea Europeană. Prin comparație, în Franța sunt 20%, în Germania 10%, iar în Austria chiar 8,9%. Ce zici de cifrele astea? Într-adevăr, România ocupă o poziție de top, chiar locul întâi în clasamentul de care aminteai mai devreme. Este o poziție care ne bucură. Evident, vrem să atingem în curând acea poziție de 50% de egalitate între femei și bărbați în funcții de conducere. Cred, deși nu am trăit în acea perioadă decât o mică parte, că această pondere semnificativă pe care o au femeile în funcții de conducere vine și din perioada comunistă, în care egalitatea între femei și bărbați era extrem de pronunțată în România. Însă, ca o parte, să zicem, un pic mai negativă, la nivel european, potrivit unui studiu pe care l-am citit recent, mai este nevoie de cel puțin 60 de ani pentru a obține o egalitate între femei și bărbați în privința șanselor în carieră și a plății egale pentru munca depusă. De altfel, această perioadă pandemică pe care am traversat-o și o traversăm în continuare, din păcate, a lăsat amprente serioase asupra nivelului de dezvoltare economică al femeilor, pentru că și la nivel european, dar și la nivel global, printre persoanele cel mai afectate care au locuri de muncă în ceea ce numim linia întâi, se află foarte, foarte multe femei care au fost expuse sau au rămas fără loc de muncă din cauza acestei pandemii. Da, eu care am trăit în vremea aceea a comunismului, pot să-ți confirm că da, într-adevăr, femeile erau promovate mult mai mult, oricum infinit mai mult decât ceea ce trăim acum în Uniunea Europeană. Dar hai să ne întoarcem la evenimentul sezonului, la premiile brokerilor de asigurare. White Party. Conceptul White Party a fost ideea ta.
Înțeleg că te-ai hotărât deja cu ce te îmbraci. Am mai multe ținute, voi decide cât mai aproape de eveniment și în funcție de cum va fi vremea și de alte condiții, dar văd că și tu ai în spate un steag care ne arată cumva așa startul sezonului. Ne aflăm Da, la da, start și da. sperăm că vor fi cât mai multe evenimente după acesta ca să putem să ne bucurăm că suntem din nou împreună. Tu te-ai hotărât cu ce te îmbraci? În primul rând să-ți spun, am împrumutat steagul de la cursele auto pentru că simt că suntem la debutul unei curse. Deci sezonul ăsta este, sau cu toate modificările care se anunță în ceea ce privește relaxarea de după pandemie, sau, mă rog, din această perioadă a pandemiei pe care o traversăm. Deci toate aceste noi reglementări mă fac să mă simt mult mai bine și e un start. 1 iunie este un start. Bun. Nu știu dacă neapărat white party va însemna pentru toată lumea, inclusiv pentru mine, white pentru ținuta mea. Propun să colorăm un pic ținutele noastre și să împrumutăm un pic așa din culorile verii. De exemplu, eu mi-am și asociat un pic de portocaliu, poate un pic de roșu, un pic de verde. Prin urmare, să nu fim atât de stricți, se poate? La urma urmei, evident, putem să sărbătorim libertatea prin culoare și să aducem acestui alb și foarte multe combinații de culoare. Legat de steagul tău, noi la Exprim suntem foarte mândri de faptul că și anul ăsta, legat de evenimente, suntem în pole position, iar premiile brokerilor vor fi chiar primul eveniment care are loc după această relaxare. Și vă așteptăm, așa cum ziceam, pe 2 iunie, la eveniment. Perfect. Până atunci, să ne încheiem treburile și să ne pregătim de weekend, nu? Exact. Weekend plăcut și ne vedem săptămâna viitoare. Mulțumesc, Mihaela, așa să fie.